Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție Cafeaua de 10. Îi spun bună dimineața și colegului meu, Costin Niculae. Aloha! Costin, dar tu ești un Constantin. Cel păstru, sunt albastreaz. Da, ar trebui să muți pernele. Ah, da, eram așa albastru. Da, adică nu-mi place acea față de pernă, să o schimb cu altă față de pernă, da. Sper că nu te-ai trezit cu fața la pernă astăzi. Cum a fost? Bine? Și drumul de la Răcari? Uite, ar fi trebuit să aștept să sosească și invitatul nostru de astăzi dinspre București și călătoreați împreună, cu trenul Regal, bineînțeles. Da. Uite, vezi mai bine acum. Da, încă o dată se cuvine să-i mulțumim domnului Valentin Grigore pentru această frumoasă expoziție pe care o avem aici în platoul emisiunii Cafeaua de 10 și de care sperăm să ne bucurăm cât mai mult timp. În altă ordine de idei, Târgoviștea se pregătește de sărbătoare, sau mai bine zis de sărbători, pentru că sunt mai multe zile în care au loc manifestări culturale, cum doar o dată pe an se întâmplă la Târgoviște, de Zilele Cetății. Despre acestea însă, cu siguranță ne va vorbi și astăzi colega noastră din redacția de știri, Andreea Cornea, atunci când va sosi alături de noi cu informațiile zilei. Până atunci, vă anunțăm încă de pe acum că avem și astăzi două rubrici pregătite pentru dumneavoastră și totodată un invitat special care va sosi de la ora 11. Este pe drum acum, vine de la București. Drumul este lung, cum bine știm. Nu este pe patru benzi, cum ni-l dorim. Este de la un moment dat pe două benzi. Și apoi în Târgoviște, depinde cu ce domn taximetrist te întâlnești, că s-ar putea să dureze drumul mai mult decât a durat de la Târgoviște, de la București, nu? Da. La Târgoviște. Dar poate ne spui tu despre invitatul nostru de astăzi, pentru că am discutat și ieri un pic. Da, o să fie surpriză, nu o să vă spun numele. Dar o să discutăm astăzi despre proiectul care s-a desfășurat în Târgoviște și despre care am vorbit toată vara. Proiectul Cunoașteți Țara, proiect prin care în Târgoviște au ajuns 600 de basarabeni și au fost impresionați de ce au văzut aici. Și te-ai împrietenit cu toți pe Facebook? Nu chiar, nu mai am loc. Nu mai aveai loc în listă. Păi trebuia să faci un cont nou pentru frații de peste prut. Păi nu e problemă, că am început să scot... vedetele din listă, că tot primesc. De care vedete? Unui live, cu Iulia? Live. Cum? Vedete din astea cu prenume Iulia, nu știu. Nu. Nu? Nu, de Iulia, ce? Și... păi Iulia Vânturi, Iulia... A, câte Iulii, da, mai sunt? Alba, Iulia, Iulia. Pe ele l-am scos de mult din listă, nu, ce să, n-am ce să discut cu ele. Da, și astăzi o să mai discutăm și despre lansarea postului Unirea TV, despre care ți-am tot povestit. Am văzut și imagini, au niște platouri foarte drăguțe și ne-am inspirat și noi puțin, pentru că și noi amenajăm un platou acum pentru emisiunile care stau să înceapă în toamna aceasta și chiar am văzut că au gândit foarte bine spațiile și pe lângă asta, cu siguranță, programele pe care le vom vedea sunt unele într-un anumit fel. Acum trebuie să spunem că și noi vrem să colaborăm cu Unirea TV. Dar să știi că am primit chiar aseară acordul de colaborare. Poate să-l semnăm chiar astăzi. Cu siguranță îl vom semna chiar astăzi, dacă toate persoanele implicate, sigur, vor fi de găsit. Și vor fi de găsit până la urmă, dar despre toate acestea discutăm noi de la ora 11 încolo. Abia aștept să vedem acest proiect realizat, este unul așteptat mult timp și de o parte și de alta. Mi-a zis că va emite și pe teritoriul țării noastre, nu doar în... Da, e... Bine, și acolo e tot țara noastră, da? Și în București, unde se vor realiza talk show-uri cu probabil oameni politici de la noi sau oameni de cultură. Da, tot un dac. Tot un dac. Bine, Constantin, lasă că mai avem vreme să discutăm despre asta. Am găsit aici, uite. Am... Dar nu-i problemă, că și aici, ia uite, același lucru. Da, avem, cum să vă spun, presă mai veche. Da, preferăm să o acoperim. Deci pe vremea când televiziunile erau una singură. Și sau erau una cu pământ. Toți jurnaliștii lucrau pentru astfel de publicații.
Serios? Tu vezi ce scrie acolo? Tu vezi ce scrie acolo? Nu, hai lasă, e de arătat la televizor că nu. Pe vremea aceea nu prea era cenzură, adică aveai voie să spui în ziar destul de multe lucruri. Uite, aici scrie Steaua Iubirii. Pe partea cealaltă scrie altceva. Da? Că tot vorbeam eu despre familii boierești. Lucrez și acum la materialul despre castelul, era să zic, din Carpați, castelul din Moldova, de la Miclăușeni, Moldova de dincoace de Prut. Și sper săptămâna aceasta, până la finele săptămânii, adică vineri cel târziu, să vă arăt imagini din evenimentul care a avut loc la finele săptămânii trecute și unde, bineînțeles, că a fost prezentă și Columna TV. Columna TV este o ea, nu este un el, ca să ne înțelegem. Da? Este o ea și mai mult, mă rog, parte feminină decât masculină în general în televiziune. Că, da, așa s-a nimerit, nu? Da, așa a conspirat universul, la ce pot să spun ceva. Și acum vreau să mă dau mare să spun că am apărut la Roman TV. La ce? Roman TV, n-ai auzit de Roman TV? Către Roma? Nu, în orașul Roman, Roman, care se află în, cred că în județul Neamț. Există o televiziune care se numește așa, Roman TV. Și reporterii de acolo, mă rog, reporter, operator, ce au avut ei, au fost prezenți la evenimentul de la Miclăușeni și au surprins imagini cu cei care participau la acele manifestări. Și am apărut și eu acolo într-un cadru mic. Costumația ta... Da, eu eram costumată chiar în propria persoană, adică eu m-am îmbrăcat așa cum mă îmbrac de obicei. O fustă lungă neagră, nu fără mătură de data asta. Și cu, mă rog, o bluziță cu volănașe, că așa era pentru 1900, volănașe? Tematica acelui ce eveniment. Ce volănașe? De condus? De stânga sau la dreapta, depinde de care cum vrei să iei. Văd că și astăzi rezistă florile pe care le avem în platou și pe această cale îi fac reclamă doamnei care vinde flori de aici, din fața televiziunii. Sper să nu audă cei de la... că știi că ei aleargă tot timpul câte o bătrânică, ba cu zarzavat, ba cu flori. Da, știu, amendează usturoiul și pătrunjelul, știu. Iată, sunt rezistente, nu? Sunt crizanteme, nu? Dar nu-s de aur. Păi, va fi și crizantema de aur în luna octombrie, la Târgoviște are loc, așa cum bine știți, festivalul internațional Crizantema de Aur. Și mai avem și peste Prut, crizantema de argint. Știi, nu? Și mai avem și baza de natație. Da, păi la complexul de natație se desfășoară zilele acestea, cred eu, manifestări incluse în programul dedicat zilelor cetății. Pentru acestea însă o așteptăm alături de noi pe colega Andreea Cornea, care totodată ne va oferi și informațiile principale ale zilei de astăzi și mulțumim că în fiecare dimineață își taie câte o conferință din agenda pentru a fi prezentă alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Nu prea am glas în dimineața asta atunci. Cred și eu, după ce ai petrecut aseară, că da, dar a fost ziua ta! Mai spunem o dată la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc! La mulți ani spunem astăzi, mai ales că ieri am cam, ne-am luat cu vorba. Noi mereu concentrați la ce avem de lucru. Am omis să ți spunem, dar pe această cale, da. Și poate ne ajută și colegul cu o muzică, da. Nu este nicio problemă, pentru că oricum la un moment dat și eu uitasem. Tortul și altele. Dar nu e problemă, eu țin să vă anunț că se apropie și ziua mea, așa, preventiv, nu că aș dori ceva. Păi n-a fost ziua ta? Cum să fie? A fost, păi, când am sărbătorit Constantin și Elena? Păi nu e ziua mea de naștere. Hai măi, Costin, păi câte vrei. Culmea, să știi că și eu m-am născut într-o zi. Și bănuiesc că și de Moș Nicolae vrei să sărbătorești, nu? Să primesc cadou, da. Da, foarte interesant. Bun, hai să vedem ce are Andreea să ne spună, pentru că ea are cu siguranță multe alte treburi astăzi. Ieri vorbeam despre programul Zilelor Cetății Târgoviște. Am avut în vizor programul din ziua de joi, zi în care se va da startul manifestărilor.
Aș vrea să mai spun tot din ziua de joi, faptul că se va deschide Târgul Meșterilor Populari. Este un târg cu care noi deja ne-am obișnuit, este tradițional. Mie mi-a plăcut de fiecare dată. Acesta se va deschide mâine la ora 17:30 și de data aceasta va avea loc în Parcul Mitropoliei. Voiam să vă mai spun că vor fi manifestări sportive foarte multe, am văzut, mi-a atras atenția meciurile între cartierele din municipiul Târgoviște, va fi practic cupa cetății la fotbal. Cred că prepeleacul bate tot, nu? Vă rog, adică la fotbal, nu m-am gândit la altceva. Da, foarte interesant. Și nu va fi și un meci din acesta cu vedete, nu știu, autorități, iar o să-i vedem cu pe siguranță, toți cu siguranță și de data aceasta, da. Da? E singurul moment în care ne putem familiariza cu ei și... Acum îmi permit să fac o glumă între timp, pentru că toți s-au schimbat aleșii din Consiliul Local și din Consiliul Județean. Am văzut că sunt unii puțin mai supli, deci va fi mai bine. Bun, mai departe. Numai că de data aceasta manifestările sportive se vor desfășura la complexul de natație, am observat majoritatea. Și chiar când se vor desfășura aceste manifestări... Oamenii vor plăti bilet la intrare? Presupun că nu și să sperăm că așa va fi. Da, oricum până vineri legat de acest program, vineri cu siguranță vom avea și noi un invitat din partea primăriei municipiului Târgoviște, pe cel care va îndrăzni să chiulească de la un eveniment. Ia să vedem ce avem în program vineri de la ora 11. Vineri de la ora 11 nu avem nimic... Adică pot lipsi, pentru că de la ora 10 la ora 18 se ține Cupa Cetății la fotbal, despre care vorbeam anterior, iar de la ora 11 la ora 18 vor fi activități în cartierul copiilor. Deci dacă n-aveți un copil invitat... Și mai este iarăși un eveniment la care știu sigur că nu vor lipsi, cel de la Catedrala Metropolitană. Când este programat? Depinde despre care vorbești. Vorbești despre slujba religioasă. Mâine dimineață la ora 9. Deci la mâine. Bun, asta mâine este că joi. De la ora 11 vom avea un invitat alături de care să discutăm pe larg despre manifestările incluse anul acesta în programul dedicat zilelor cetății, când împlinim și 620 de ani de la prima atestare documentară. Stau să mă gândesc că eu mi-amintesc despre manifestările care au avut loc acum 20 de ani, când se împlineau 600 de ani de atestare documentară. Vai de mine, sunt bătrână. Voi nu vă amintiți, nu? Când ai zis acum, împlinim 620 de ani și ai zis, stau și îmi amintesc, mă gândeam că ți amintești de acum 620 de ani. Ce s-a întâmplat? Am niște amintiri vagi din anumite cărți de istorie, din anumite cărți, pentru că oricum este contestată și data aceasta, știți? Și cu siguranță Târgoviște exista dinainte de acum 620 de ani, dar așteptăm, poate noi cercetări vor veni și cu o datare mai veche a orașului, pentru că cu siguranță o merităm din plin. Asta apropo de valoarea noastră istorică și despre faptul că ne povesteai tu înainte că și vizitatorii pe care i-am avut vara aceasta, oaspeții de peste Prut, au fost impresionați într-adevăr de istoria cetății Târgoviște. Da, Andreea? În fiecare zi vom avea activități medievale la Curtea Domnească, între orele 16 și 18, deci în fiecare zi, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Ateliere pentru copii, am văzut că au amenajat și când am avut festivalul medieval, un fel de loc de joacă pentru cei mici. Acesta va fi amenajat în Parcul Chindia, așa cum spuneam. Unii vor învăța să tragă cu arcul, să mânuiască spada, foarte bine că nu se știe ce vremuri vin, să îi avem pregătit. Da, corect, așa e, da. Noi ne vom pune rochile de domniță, iar le punem și pe eu? Cele greșite de la curtea lui Napoleon. Și eu? Trebuie să-mi pun și o rochie de domniță? Poți să-ți pui și tu rochie de domniță. Era câte un, crezi că mă pot un personaj care îi distra pe domni la curțile voievodale. Adică ce vrei să spui? Sunt bufon? N-am zis nimic, deci nu am zis.
Bun, hai să vedem ce mai avem în program. Cred că cel mai așteptat eveniment este de vineri seară, concertul cu artiști de la nivel național, artiști foarte cunoscuți și îndrăgiți. Știu, Delia... Costin, o să vrei să mergi să o vezi pe Delia. Dar cum să nu, exact la Delia. După ultimele concerte pe care ea l-a susținut prin alte locuri, nu voi putea să merg cu copilul, clar. Da, și să-mi cânte 1, 2, 3, 4, cine nu e gata, le iau cu lopata. Da, uite, mai bine veneau cei de la Carla's Dreams. Fără măști, nu? Nu știu. Discutăm în partea a doua emisiune. Vor urca pe scenă, așa cum spuneam, Delia, Zdob și Zdup și DJ Project. Am văzut mai că... există DJ Project? Da, există. Serios? Erau la pachet cu cei doi, au venit la pachet. I-au luat și pe ei, că... Na. La fel de așteptat, cred că este și spectacolul în memoria Laura Stoica. Acesta va avea loc în ultima zi de sărbătoare, duminică, la ora 20:30. Și sunt așteptați Monica Anghel, Sanda Ladoș, Nico, Cristina Bălan, Silvia Dumitrescu, Raluca, Vlad Miriță, Gabriel Cotabiță. Zece ani spre Rai se numește acest spectacol. Și totodată va participa Orchestra Filarmonicii Muntenia. Da, da. Și cred că, într-adevăr, este o combinație deosebită. Și aici, cu siguranță, vom dori să fim prezenți. De altfel, la toate celelalte activități au loc la noi în cetate și sigur că ne bucurăm să le și promovăm pe această cale. Adresăm invitația celor care ne urmăresc din alte zone ale țării ca în acest interval 8-11 20-30. Nu scrie... Mă gândeam la zile, dar revenim la discuția de dinainte. Astăzi este miercuri, an, lună. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate. Mulțumim colegei Andreea Cornea pentru faptul că ne-a împărtășit informațiile acestea. Cu mare drag. În redacția de știri. Mulțumesc și ne vedem la știri, la ora 16 prima oară, apoi cu principalele evenimente, apoi la ora 20. Abia așteptăm. Acum o scurtă pauză de publicitate, revenim. Siguranța ta contează. Star System Security, cu experiență de 10 ani în domeniu, pune la dispoziția dumneavoastră servicii de monitorizare și intervenție rapidă, servicii de pază, protecție și patrulare, servicii speciale de pază și însoțire, servicii speciale VIP, precum și servicii de instalare sisteme de securitate, alarme, supraveghere video și control acces. Agenții Star System Security beneficiază de cea mai bună pregătire și își îndeplinesc cu succes misiunile. Alege siguranța Star System Security. Cauți un loc de muncă serios și atractiv? Vrei să faci parte dintr-o echipă de oameni profesioniști? Atunci noi îți dăm soluția. SC Hybrid SRL face angajări. Posturile disponibile sunt asistent vânzării motounelte agricole și mecanic motounelte agricole. Toți cei interesați sunt așteptați cu CV-ul la sediul din Târgoviște, de pe calea Ploiești, numărul 16 și numărul 19, sau pe adresa de e-mail office@hybridromania.ro. Singurul criteriu de angajare este experiența minimală în domeniu. Vă așteptăm să faceți parte din echipa SC Hybrid. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Wow!
oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, e bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. Ia uite ce scrie pe tricoul tău, dar ai putea să stai mai drept așa, să se vadă bine mesajul, să fie citeț. Bravo, Costin! Da, așa, Basarabia e România. Tema emisiunii noastre de astăzi, dar despre care discutăm începând cu ora 11. Până atunci mai avem două rubrici pregătite și în această zi. V-am povestit noi despre cum am început noul sezon în forță. Și avem o rubrică de tot râsul, adică o rubrică la care să mai și râdem, pe care colegul meu aici de față, Costin, a realizat-o singur-singurel. Ai mai modificat-o ieri? Ai mai făcut ceva? Nu am mai modificat nimic, ce să modific, dar e de tot râsul, ce poate fi mai rău de atât. Și avem iarăși o imagine din cetatea noastră dragă, curtea soarele, domnească, vezi? L-a pus. Sigur, ne bucurăm de aceste fotografii. I-a pus vreme. Nu i-a pus, cum să nu? Va renaște, o să vezi tu. Avem planuri mari pentru Târgoviștea noastră dragă. Da, nu mai trăiește cine voia să o facă, și anume capitală. Știi, nu? Povestea. Păi, vrei să ne spui ceva despre rubrica ta cu aripi de îngeri, cu păi, hai să zburăm și să ne plimbăm prin lume, zic eu. Atât? Da, adică să zburăm de aici. Adică să ne luăm zborul. Adică să facem pași. Adică să plimbăm pisica. Ursul. Da, așa, plimbăm ursul, dacă pisica e mai greu. Da, interesant asta cu să plimbăm ursul. Bun, hai să vedem rubrica aceasta și după să o și comentăm, că ieri n-am avut timp să ne dăm cu părerea despre acele curiozități pe care colegul le-a găsit și ni le-a prezentat într-un mod foarte original. Așadar, porția zilnică. Era să zic portița. Ia uite! Da, în sfârșit, Iulia, ce se întâmplă cu tine? Turn. Așa, este foarte bine. Haideți să urmărim rubrica și revenim. Tot de aici, din turnul Tindia. Salutare tuturor, revenim la cafeaua de 10 după o vară plină de surprize. O vară foarte interesantă de altfel, dar despre asta o să vorbim o altă dată. Vă pregătim o nouă rubrică la cafeaua de 10, unde să descoperim lucruri interesante și unele amuzante, zic eu. Așa că hai să începem cu prima parte a emisiunii de astăzi. În limba română există o mulțime de expresii pe care le folosim în fiecare zi, dar dacă le analizăm cu atenție, observăm că unele din ele chiar nu prea au sens. În ziua de astăzi folosește foarte des expresia afrecamenta, ceea ce înseamnă a lenevi. De unde vine această expresie? Păi, în urmă cu ceva timp exista obiceiul de a se freca mesele cu mentă înainte de cină pentru a mirosi frumos. Această muncă era făcută de oamenii care nu prea aveau chef de a sparge lemne, a căra apă sau mai știu eu ce alte munci, a săpa prin grădină. Așa că cei care vreau să scape de muncile grele frecau sau se făceau, mai bine zis, se făceau că freacă mesele cu mentă. Încerc să-mi imaginez acum dacă s-ar fi folosit cartuși. Următoarea expresie este a sta de 6 sau a ține de 6. Și spre surprinderea voastră, să știți că nu vine din lumea interlopă, cum v-ați putea gândi, ci vine mai ales din armată, în special din aviație. De obicei, expresia a sta sau a ține de 6 se folosește în situațiile mai ales interzise, cum ar fi când cineva își face nevoile lângă un copac sau când se jefuiește o bancă. Și ca să vă dați seama despre ce vorbesc, imaginați-vă un avion care zboară fiind înconjurat de un ceas. În aviație, pentru a comunica mai ușor, piloții și-au dezvoltat un limbaj specific și pentru a anunța partenerul lor de zbor despre pericole spuneau: fii atent la ora 2 sau fii atent la ora 5. Pentru a se
explica expresia asta de 6 sau ține de 6, spuneau fii atent la ora 6, adică în spatele tău, în spatele avionului. Expresia a fi prins cu mâța în sac. Este o expresie care arată că ești prins cu minciuna, sau așa se explică. Dar în urmă cu multă vreme, expresia era folosită în târguri unde se vindeau purcei. Pentru că purceii erau vânduți în niște saci care erau legați la gură și prin care nu se putea observa nimic. Cumpărătorul putea doar să observe că se mișcă ceva în sac. Iar după ce cumpăra sacul respectiv, avea surpriza ca în el să găsească o pisică. Iar cei mai mulți dintre vânzători erau descoperiți cu pisica în sac, de aici expresia ești prins cu mâța în sac. Așa că aveți grijă, pentru că tot se apropie iarna, dacă mergeți să vă cumpărați purcei, să nu dați cumva de vreo muță care să vă miau ne lângă sobă toată iarna. Trecem într-un alt domeniu și aflăm câteva minciuni pe care toată lumea le crede. Asta e foarte interesant și pentru Maria. Una dintre minciuni ar fi că marele zid chinezesc se vede din spațiu. Asta am auzit-o în filme, în cărți, în emisiuni TV, să mă știu pe unde, dar n-am auzit-o de la astronauti. Și colegul meu din spatele camerelor nu știe, pentru că și el e astronaut. Mai pleacă așa în spațiu din când în când. Mult mai vizibile decât marele zid chinezesc sunt piramidele din Egipt sau drumurile drepte pe distanțe lungi. Iar marele zid chinezesc, chiar dacă are o lungime de aproape 9000 de kilometri, nu se poate observa din spațiu pentru că urmează conturul unui munte și mai ales pentru că are culoarea pământie și se află pe planeta care poartă numele de Pământ. Da. Mai este o minciună care spune că marele Einstein a rămas repetent la matematică, ceea ce nu este foarte adevărat. Acesta a fost un geniu al matematicii, iar la vârsta de 12 ani s-a apucat să învețe de unul singur algebră și geometrie și chiar i-a reușit. Iar la vârsta de 15 ani deja era mult mai avansat decât profesorii săi. La urma urmei, Einstein a fost unul dintre cei mai mari oameni de știință ai planetei. Einstein a fost un geniu al matematicii, încă de la o vârstă fragedă, așa că nu încercați să vă mai justificați notele proaste la matematică folosind această minciună. Următoarea minciună pe care toată lumea o crede s-ar putea să vă devasteze complet realitatea și să nu puteți să mai dormiți noaptea, dar din păcate trebuie să o spun. Răceala nu se ia de la frig. Este greu de crezut că această boală nu se ia de la frig pentru că se numește răceală. Dar de fapt este un virus, iar pentru a răci trebuie să intri în contact cu acest virus. Știu că toată viața vi s-a spus să vă îmbrăcați bine sau să nu ieșiți afară cu părul ud pentru că s-ar putea să răciți. În principal e bine să ținem cont de aceste sfaturi pentru că e bine să ne simțim confortabil și să ne protejăm corpul. Există cercetări care spun că frigul de fapt slăbește capacitatea organismului de a respinge virusul, dar nimic nu s-a dovedit științific până acum. E important să știm că nu răcim de la frig, dar nu pentru a schia dezbrăcat iarna, ci pentru a ști să prevenim răceala și cum să ne ferim de aceasta. Cu siguranță ați auzit de Valea Morții, care este de fapt o depresiune în California, unde se petrec tot felul de lucruri bizare. Aici se află niște bolovani care călătoresc de capul lor. Ar fi destul de greu și pentru un om să împingă aceste pietre, dar în mod ciudat acestea se deplasează pe distanțe destul de lungi, în direcții diferite și cu viteze diferite, unele făcând chiar curbe la 90 de grade. Nu spun că e ceva paranormal, dar dacă eu aș fi o fantomă și mi-ar plăcea să mă joc cu pietre, Valea Morții ar fi locul preferat în care ar putea să mă. În continuare vorbim despre manuscrisul Voinici, care este o carte ciudată într-o limbă indecifrabilă, cu tot felul de plante ciudate care nu se găsesc nicăieri pe glob. Manuscrisul a fost creat în secolul 14, dar nimeni nu știe cine l-a creat și pentru ce. Limba în care este scris, precum și ilustrațiile bizare, au fost analizate de tot felul de oameni de știință, lingviști, cercetători și, în general, de majoritatea oamenilor foarte deștepți, dar nimeni nu a reușit să descifreze nici măcar un cuvânt din acest bizar manuscris. Următoarea poveste interesantă vine din România, de pe meleagurile noastre, și vorbim despre artefactul descoperit la Aiud. Ai auzit de el? Este vorba despre un obiect de aluminiu care a fost descoperit pe malul râului Mureș, la 2 km de Aiud. Ce este și mai interesant este faptul că a fost descoperit îngropat lângă niște oase de mastodont, ceea ce ar însemna că obiectul are 11.000 de ani vechime, dar aluminiul nu a fost descoperit decât în secolul 19. Această discrepanță i-a făcut pe unii să creadă că obiectul este de origine extraterestră sau i-a făcut să ridice posibilitatea unei civilizații dispărute.
Cam atât a fost pentru astăzi. Vă invit în continuare să rămâneți alături de colega mea și sper că v-a plăcut această rubrică nouă de la Cafeaua de 10. Vă invit să dați un share, un like sau să vă abonați la canalul nostru. La final vreau să vă spun că șuruburile au fost inventate prin anul 1500, deoarece oamenii aveau plăcere de a lipi lucrurile între ele, iar astfel s-a realizat o metodă pentru a le lipi mai bine și mai rezistent. Ceea ce este extrem de bizar este faptul că șurubelnița a fost inventată prin anii 1800, ceea ce ar însemna că timp de 300 de ani nu a existat o metodă de a înșuruba șuruburile. Și acestea erau învârtite fie cu mâna, fie cu unghiile, fie cu pietre sau cu diverse metode bizare. Până la urmă, cuiva care a avut unghiile rupte, probabil, i-a venit ideea de a inventa un obiect universal pentru strângerea șuruburilor. Și uite așa a apărut șurubel. Eu vă las acum alături de colega mea și ne vedem într-o ediție viitoare. La revedere! Un râs? Să-mi iau pe aici. Nu știu dacă mai există această specie. Există, există. Și doar la noi mai există. Râsul. Da. Vezi, suntem de tot râsul. Suntem de tot râsul. Un popor plin de râși. Mă rog, un popor, o țară plină cu râși. Da, ce păcat. Da, da, interesantă rubrica, spun încă o dată. Mulțumesc. Am mai observat, am mai făcut și niște comentarii așa în spatele camerei. Am observat. Ți-a plăcut dinozaurul? Îl închiriezi. Dinozaurul, da, mi-a plăcut. De unde l-ai luat? De la Anticariat. Abia aștept să faci rubrica în direct să te vedem. Cum îți pui tu aripi? Stați să-mi iau aripile. Nu? E mai greu. La Columna TV. N-am cum. Cred că ar trebui să mai povestim, am văzut că apare și acolo site-ul www.columnatv.ro, acolo unde puteți urmări această rubrică și toate celelalte programe ale televiziunii noastre. Și vreau să ne mai spui cum stăm cu site-ul, cu vizitatorii, avem oaspeți de peste Prut? Avem și de peste Prut. Nu, păi n-am văzut știrea, de fapt, știrile, materiale, ba da. Chiar ample pe care le-am avut în toată luna. Să știi că n-am verificat în ultima perioadă, dar ultima dată când am uitat, aș putea să spun că în vreo 3-4 zile am avut vreo 20.000 de... Da, îți apare afișe. Acolo de unde ne urmăresc spectatorii? Da, pot să verific, da. Deci din mai toată Europa. Da, foarte interesant. Ieri cu siguranță am avut urmăritori din Baia Mare. Grație invitatului. Da. Care a venit tocmai de la Baia Mare să participe la un eveniment la Târgoviște și sigur că nu se putea să nu treacă și pe la noi, pe la Cafeaua de 10. Cum de altfel și astăzi avem un invitat care a venit pentru noi de la București. Și îi mulțumim pe această cale. Tu nu vrei să ne spui numele, nu? Nu. Da. O să... După pauză. E surpriză de ce se dezvălui tot așa. La ora 11. Mâine vom vedea altă rubrică la porția de zilnică. Eu sper că da. Să vedem. Dacă am timp astăzi. Și despre ce te gândești să ne mai povestești? Despre râs. Ești foarte curioasă în ultimul timp, serios. Ai revenit așa în forță și cu multe curiozități. Eu zic să fie surpriză. Bine, am răbdare, nu este nicio problemă. Atunci, uite, îmi promovez eu rubrica la care apar în calitate de producător. Și la care te-am ajutat și eu. Asta n-ai mai spus. Nu, nu asta. Ba da, și la cealaltă. În fiecare zi la știri, dragi prieteni, puteți urmări un material dedicat istoriei cetății noastre. Se numește Târgoviște, istorie în monumente și evenimente și este realizată de domnul profesor dr. George Coandă. Și astăzi vom avea un subiect nou, la fel cum avem cam o dată la două zile. Și țin să vă recomand pe această cale, nu doar să le urmăriți atunci când apar la știri, ba chiar să le vedeți și pe site-ul nostru, pentru că sunt materiale foarte interesante și până la urmă istoria este ceva ce ne privește pe toți, mai ales dacă locuim în acest oraș. Pe lângă asta ne adresăm oricum cu siguranță și românilor de pretutindeni, pentru că zi tu, Costin, pagini importante ale istoriei s-au scris aici la Târgoviște. Așa că e bine să le aflați, mai ales că ele vă sunt expuse într-un mod foarte atractiv.
practic, în loc să te apuci să citești cartea, ai dat drumul la televizor și îți apar acolo imagini, avem și filmări realizate foarte bine de colegul Florian Radu și montajul aici de față Costin Niculae și realizat și de colegul care acum se află în concediu, Daniel Dumitru. Da? Și vom putea vedea și o rubrică acum, după ce se va încheia emisiunea noastră, de la ora 12, cu un serial, un episod, de fapt, dedicat, am sărbătorit pe 31 august, Ziua Limbii Române. Și astăzi avem un episod care este un omagiu adus făuritorilor limbii române. O să vă rog să îl urmăriți, dacă nu reușiți să fiți prezent în fața televizoarelor, așa cum v-am spus, puteți să accesați site-ul nostru. Am văzut că sunt foarte urmărite, eu le distribui mereu și pe pagina mea de Facebook, am și comentarii, și inimioare din acelea în semn de apreciere și sunt foarte încântată de demersul care este unul al întregii echipe, practic, de a promova istoria cetății noastre. Și abia așteptăm să vedem încă un nou episod cu un nou subiect. Da, și acum hai să te laud eu puțin. Tu mai ai încă o rubrică și mai pregătești încă una și tot așa. Ai o rubrică în care promovezi locuri din România și nu numai. Dar la ce te uiți? Mă uitam la tricoul tău, se vede pe un ecran de acolo de jos. Da, și urmează rubrica ta. Așa de repede? Ei, de data aceasta, nu vreau să credeți că nu promovez România. O să vedeți. Dar acolo e tot România. Putem descoperi o părticică din istoria veche a țării noastre, mă rog, a vlahilor de data aceasta, chiar și dincolo de granițele țării, chiar și la sud de Dunăre, spre exemplu. Acolo unde se află și poate fi vizitată acum, pentru că a fost reconstruită, o veche cetate a țaratului Vlahobulgar. Este vorba despre Țareveț. Vlahobulgar ar trebui să spună mai mult decât este cazul, da. Pe acolo, pe undeva, au fost și strămoșii noștri vlahi și vă invit să aflați această poveste din materialul care urmează. Sunt 7.000 de ani de istorie cu care se mândresc locuitorii din Veliko Târnovo, vechea capitală medievală a Bulgariei. Orașul este situat pe râul Iantra, într-o feerie a naturii oferită de impunătoarele coline peste care s-au ridicat în perioada medievală zidurile cetății Țareveț, impresionanta fortificație a țarilor vlahobulgari. În timpul celui de-al doilea țarat bulgar, între anii 1185 și 1395, aici își afla reședința cea mai mare și cea mai importantă formațiune statală din sud-estul Europei, în fruntea căreia se afla dinastia Asan, a cărei origine vlahă nu mai poate fi contestată astăzi. Vlahobulgarii au edificat cetatea pe locul unei mai vechi fortărețe bizantine, ale cărei vestigii impresionează prin bogăția detaliilor ornamentale. Impozanta reședință a săneștilor se întinde pe colinele Țareveț, Trapezița și Sveta Gora, de o parte și de alta râului Iantra, având o suprafață de 110.000 metri pătrați. Zidurile au înălțimea de peste 10 metri și o grosime de până la 3,40 de metri. Întreaga fortificație
având prevăzute 3 mari porți de intrare. Interiorul cetății adăpostea peste 400 de clădiri rezidențiale, 22 de biserici și 4 mănăstiri, în centru fiind situat Palatul Țarului, împrejmuit de un alt rând de fortificație. Pe cea mai înaltă zonă a dealului se înălța Catedrala Patriarhiei, edificată pe ruinele unei biserici paleocreștine și care a fost reconstruită în anii 80 și repictată în anul 1985, într-un stil modernist, dar care evocă momentele de glorie și pe cele dramatice din istoria medievală a poporului bulgar. Se mai păstrează însă o frescă din vechea pictură, unde apare reprezentarea Fecioarei Maria cu pruncul Iisus, într-un stil mai degrabă renascentist. În anul 1393 avea să vină căderea țaratului Vlahobulgar după ce otomanii au reușit să cucerească impunătoarea cetate. Cronicile au păstrat ca dată de referință ziua de 17 iulie. Petru al IV-lea, Ioana San I și Ioniță Caloian sunt cei 3 frați vlahi care au fondat dinastia San și care au rămas în istoriografie drept figuri reprezentative ale perioadei de glorie a țaratului Vlahobulgar. Mai târziu, țarul Ioan Alexandru întărea relațiile cu Valahia luând de soție pe Teodora, fiica lui Basarab I. Din păcate, țarina Teodora a fost exilată din ordinul lui Ioan Alexandru la o mănăstire de maici, pe locul căreia a fost edificată mai târziu o nouă ctitorie și care, de asemenea, poate fi vizitată în Veliko Târnovo, alături de alte edificii de cult, precum Biserica Sfinții 40 de Mucenici sau elegantele catedrale construite în veacul al XIX-lea. Liantul dintre orașul vechi și cel din epoca modernă ar putea fi un imens pod construit peste râul care curge șerpuit prin vegetația luxuriantă. De o parte și de alta, case vechi suprapuse unele peste celelalte într-un stil arhitectural unic, străduțele înguste strâns legate între ele prin șiruri de trepte, un peisaj de poveste și peste toate acestea o bogată istorie care ne vorbește despre curajul vlahilor bulgari de la sud de Dunăre, așteaptă să fie descoperite. Secei Hipericii Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante, acum în toate farmaciile Hipericii, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste, vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hipericii Farm! SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid.
Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București-Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare, cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat, cu produse din carmangeria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Am încercat să studiem pasiunea pe care o simți atunci când conduci noul Renault Megane. Și ca să înțelegem ce înseamnă, am făcut un experiment, folosindu-ne de ultimele tehnologii. Oamenii de știință au analizat mii de date pentru a defini cu precizie pasiunea. Iar concluzia lor a fost, ei bine, experții nu pot măsura emoția. Dacă vrei să o înțelegi, vino să-l conduci. Noul Renault Megane. Wake up your passion. My Gym Fitness și Spa, cea mai modernă sală de fitness din municipiul Târgoviște, este opțiunea ideală pentru toate persoanele dornice să facă mișcare sau să se relaxeze făcând sport. Condițiile de cea mai înaltă calitate, alături de aparatura de ultimă generație, sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să alegeți My Gym Valahia. De asemenea, toate activitățile vor avea suportul unor antrenori specializați. Ne găsiți la etajul 1 al hotelului Valahia, de pe Bulevardul Libertății numărul 7, sau la telefon 0766 430 639. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpii și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Atenție copii! Nu vă cățărați în copacii aflați în apropierea liniilor de înaltă tensiune. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Nu vă jucați în apropierea căilor ferate electrificate și nu vă urcați pe vagoanele staționate. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Dacă vedeți un cablu electric căzut pe pământ, nu îl atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Este pericol de electrocutare. Atenție copii! Dacă vedeți un panou electric deschis, nu îl atingeți. Îndepărtați-vă și anunțați imediat un adult. Este pericol de electrocutare. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul E.ON România. Credem că primul ajutor calificat trebuie să se acorde fără nici o discriminare. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru SMURD și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ne așa pe o
pahar? Tocmai ai vândut pe nimic un dar de neprețuit. Viața ta și a celorlalți. Fii responsabil. Dacă simțiți miros de gaz pe stradă, rămâneți calmi. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Apelați imediat numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Dacă în casa dumneavoastră simțiți miros de gaz, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau soba de teracotă pe gaz. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul E.ON România. Șase patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, eu îmi curăță-l tu. Lasă bre, că merge și așa. Doamne, e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Siguranța nu este un joc de noroc. Curăță și repară mijloacele de încălzire și coșurile de fum pentru a evita incendiile și intoxicațiile. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu E.ON România. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Credem că acordarea asistenței medicale publice de urgență este o datorie a statului și un drept al cetățeanului. Credem în drepturile tale. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru SMURD și drepturile tale se transformă în faptele noastre. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Atenție la trecerile pentru pietoni. Nu lăsa pe mâine traversarea corectă de azi. Copilul tău învață de la tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne.
carte, o viață. O emisiune în care vom evidenția rolul culturii, al educației, a artelor, în formarea de caractere puternice și armonioase. Ce înseamnă să fii un învingător? Cât de important este să ai demnitate, curaj, dragoste de Dumnezeu, de țară și de semeni? Sunt Camelia Varga, actriță la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște și vă invit în fiecare vineri, începând cu ora 17, la televiziunea Columna TV, la emisiunea O carte, o viață. Cele mai interesante discuții în compania celor mai de seamă invitați, direct de pe scaunul fierbinte. Cele mai în vogă subiecte ale săptămânii, dar și detalii care n-au fost niciodată făcute publice. Vă invit să ne satisfacem toate curiozitățile vis-a-vis de un loc, un eveniment sau o persoană. Dar atenție, de grijă ce întrebări adresezi, pentru că nu știu niciodată când ajungi și aici. Iată că a sosit și momentul mult așteptat, dragi prieteni, alături de noi, invitatul special al ediției de astăzi, pentru că discutam în prima parte a emisiunii despre un proiect la care cumva și noi am pus umărul acolo, mic de tot, dar am fost bucuroși să o facem. Este vorba despre cel demarat de platforma unionistă Acțiunea 2012, proiectul Cunoaște Țara, care anul acesta pentru prima dată s-a desfășurat cu succes și în județul Dâmbovița. Alături de noi a sosit în această zi pentru a ne povesti despre acest program, dar și despre alte asemenea inițiative lăudabile ale platformei unioniste Acțiunea 2012, reprezentantul acestei organizații și coleg de experiență, Nicolae, Alexandru Rotaru. Bun venit la Columna TV și sperăm să nu fie pentru ultima dată, că na, prima dată trebuie să fie cândva, dar sperăm să mai stăm de vorbă pentru că avem destule puncte comune și le vom descoperi împreună astăzi. Țin să vă mulțumesc din start pentru invitația lansată. Bună dimineața tuturor spectatorilor, sau bună ziua de fapt, pentru cei care s-au trecut la 5-6 ca să pună umărul la reîntregire. La fel cum și dumneavoastră o faceți de fiecare dată când aveți o emisiune de o reușită frumoasă. Știm sigur că vă treziți dimineață și lucrurile bune încep de dimineață. Noi ne bucurăm în primul rând, țin să adresez un mesaj de mulțumire către toți dâmbovițenii pentru sprijinul acordat la desfășurarea proiectului Cunoaște Țara și să vă felicit pentru rezultatele fenomenale pe care le-ați avut în cadrul acestui proiect și feedback-ul pozitiv din partea tuturor românilor basarabeni care au fost aici. Fiindcă acest proiect Cunoaște Țara de fapt a fost un proiect al tuturor românilor, adresat românilor de aici și românilor de acolo. Noi am reușit să înfrățim puțin țara în această vară și cu sprijinul noastră și sprijinul tuturor românilor sigur vom face mai departe. Avem și un material pregătit în care vom vedea momente din
ceea ce s-a întâmplat cu prilejul vizitei oaspeților de peste Prut la Târgoviște. Da, vreau să-l anunț pe colegul din emisie să nu încurce materialele. Avem un material despre protestul pe care l-a inițiat Acțiunea 2012 după declarațiile ambasadorului, nu știu eu, un ambasador mic, da, așa. Și un material cu ultimul grup care a sosit la Târgoviște în această vară. Înainte de a vedea materialul cu acest ultim grup, vreau să mai vorbim puțin despre acest program. El a început nu anul acesta. Anul acesta s-a desfășurat pentru prima dată și în județul Dâmbovița și asta cu sprijinul autorităților județului și vom discuta la momentul cuvenit. Când a început și cum a apărut această inițiativă? Proiectul a fost gândit de mult încă în mințile noastre a unioniștilor sau întotdeauna am încercat să aducem românii mai aproape de români. Proiectul s-a desfășurat anul trecut. În prima fază a fost un program pilot pentru a încerca să o atesta terenul. Terenul s-a devenit a fi foarte favorabil pentru primul pas către reîntregire, reunirea fraților de pe cele două mari ale Prutului. Anul trecut am ajuns în jur de 10.000 de oameni care au vizitat România pentru prima dată și ne-am convins că proiectul trebuie să continue. Astfel am lansat proiectul Cunoaște țara în această vară, care are scop țin 100.000 de români basarabeni. Țin să vă felicit că ați făcut parte din acest proiect și ați reușit să aduceți și aici o parte din cei peste 40.000 care au vizitat România în această vară. Proiectul se va desfășura și în continuare, urmând ca la vara următoare să lanseze la o mară și mai mare, fiindcă românii de acolo merită să-și cunoască țara. Țara care este frumoasă, țara care are oameni extraordinari și care a reușit să-i convingă pe cei de acolo că chiar suntem frați. Suntem frați dincolo de demagogia rusă care a fost lansată într-o marjă atât de mare în Republica Moldova pe parcursul celor 25 de ani de așa zisă independență și proiect care cu ajutorul noastră reușește să convingă pe românii basarabeni că aici brațele sunt mereu deschise și așteaptă acasă. Probabil că mulți dintre ei, așa cum și noi am văzut, au venit în această vizită cu anumite idei cumva preconcepute și au plecat convinși că lucrurile stau de fapt altfel. Din experiența pe care ați avut-o amândoi pentru că ați lucrat direct cu ei, ce anume i-a surprins cel mai mult din ceea ce au văzut în țara noastră? Aici cred că o să lăsăm pe Constantin să vorbească ca și gazdă mai mult, a interacționat direct cu autocarele care au venit. Păi, Iulia, cei mai mulți au fost surprinși de faptul că au fost primiți, pot să spun așa, ca niște membri ai familiei, știi? Se simțea exact ca acasă. Am avut câteva persoane din Cupcin, din zona Bălți. Și la început au fost puțin, să zic, supărate. N-am înțeles de ce. Eu nu cunosc rusă, îmi pare rău că nu, dar asta e. Dar până la final, câteva doamne au venit la mine și mi-au spus că le pare rău că au creat atâta supărare în jurul lor și nu se așteptau să vadă atâtea lucruri frumoase la Târgoviște și mai ales nu se așteptau ca Târgoviștea să aibă legături directe cu Moldova. Eu mi-aduc aminte foarte bine momentul de care vorbește-ți Constantin, în care acele doamne s-au arătat puțin indignate de ceea ce se întâmplă aici. Vreau să vă spun că singura supărare a dumneavoastră erau cele 5 ore care au stat în vamă. Din păcate, multe supărări au pornit de la ideea că asta în vamă 5 ore nu e tocmai bine și a fost spre binele nostru, să zic așa, ca românii basarabeni s-au convins că acea vamă nu și are rostul și nu tocmai plăcut să stai 5 ore acolo pentru a-ți vizita casa. Eu sunt român basarabean la origine și de fiecare dată când merg de acasă, nu înțeleg de ce ar trebui eu să prezint un pașaport sau un act de identitate la un mic râuleț care îmi desparte din considerente istorice nedrepte. Cred că cu oameni ca și noastră, cu oameni ca și toți cei care ne-au ajutat pe durata proiectului, reușim să aducem Basarabia acasă și noi ne-am convins că unirea face puterea nu este doar un slogan. Această vară a demonstrat că unirea face puterea este un mod de viață. Este un mod de viață foarte sănătos pentru toți românii de pe ambele mari ale Prutului. Au reușit să readucă alături inimi românești de pe cele două mari ale Prutului. Au reușit să arate România fără perdea. A reușit să arate România cu bune și cu rele, așa cum este ea.
și să convingă românii de acolo că este mult mai frumoasă decât Baobab prezentat de către ruși. Câte localități au fost incluse practic în acest proiect din țara noastră? Zic, câte orașe au fost vizitate de oaspeți de peste Prut? Primarea noastră bucurie, proiectul nu a iertat niciun județ din România. Chiar dacă nu am avut obiective țintă care să includă cazare în anumite județe, toate județele au fost vizitate din România, fiindcă fiecare județ în parte are o istorie proprie și are ce oferi ochiului basarabean. Astfel am mers de la Nistru la Tisa chiar și de la Mare în Maramureș, ca oamenii să cunoască realitatea. Din păcate, 3 zile cât a inclus programul de vizitare standard, sunt mult prea puțin timp ca să permită vizitarea a ceea ce ne-am dorit noi cu adevărat, dar suficientă pentru a convinge românii basarabeni de frumusețea patriei mame. Frumusețea sufletească, frumusețea cetăților de aici, frumusețea locurilor de aici. Astfel, Constanța a impresionat prin litoralul românesc frumos, prin centrul istoric al Constanței. Târgoviște a impresionat, în primul rând, prin oamenii care au fost deschiși, chiar dacă au fost și etnici supărați, ei au reușit să-i convingă că România are o politică foarte frumoasă vis-a-vis de ei. Mă pricep așa la psihologie. Nici ne îndoim de acest aspect. Astfel, am reușit să cuprindem toate cele 41 de județe ale României și întreg Bucureștiul. Au fost momente în care am cam alergat basarabenii, dar atât de mult ne-am dorit să le arătăm totul, încât la un care ajungeau seara să fie foarte cuminți, n-am avut nicio problemă la cazare în acest punct de vedere și să-și dorească dimineața din nou să meargă mai departe. Astfel, în Brașov, spre exemplu, le-am organizat o vizită la Babi și la Sfinx. Toată ziua unul a venit de pe drum, au vizitat Brașovul la pas de alergare și a doua zi dimineața, la 5 dimineața, urcau pe munte. Erau puțin supărați că i-am trezit dimineața, dar când au ajuns la Babeș, când au cunoscut frumusețile României, au spus că noi de aici nu plecăm. Adică i-ați adus în Dâmbovița, nu? Că sunt ale noastre. Sigur că da, sunt chiar la granița cu județul Prahova, dar până una alta sunt aici la noi în teritoriul nostru. Eu zic că sunt al tuturor românilor. Da, se discută. Spunea George Simeon la întâlnire, care cam 25% din ele sunt a românilor basarabeni, așa că aveți grijă. Da, într-adevăr, ar cam trebui să renunțăm și la granițele acestea. Noi tot timpul ne punem granițe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat la finalul acestui program la Târgoviște, cu prilejul ultimei vizite a oaspeților basarabeni. Am reușit să surprindem câteva imagini și după o să continuăm în discuția noastră, care devine din ce în ce mai interesant. Și câte mai avem de discutat. Alt grup de 100 de basarabeni s-a aflat timp de 3 zile în vechea cetate de scaun a Țării Românești de la Târgoviște. Oaspeții au vizitat muzeele și centrul vechi al orașului și au aflat despre bogata istorie a acestor locuri. S-au arătat foarte interesați de istoria curții domnești, au urcat în turnul Chindia și au admirat orașul văzut de sus. Au fost uimiți de frumusețea picturii din Biserica Mare Domnească și de interesanta cale de acces din palat în biserică. Au cunoscut arta în diferitele epoce ale istoriei, așa cum este ea prezentată în expoziția de la Muzeul de Artă din Târgoviște și au tresărit văzând la Biserica Mănăstirii Stelea stema Moldovei, pe Pisania, care datează încă din vremea domnitorului moldav Vasile Lupu. Au aflat despre certurile și împăcările dintre voievozii Moldovei și ai Munteniei și despre glorioasa epoca lui Matei Basarav și ctitoriile sale din Țara Românească. Au mers apoi la Palatul Brâncoveresc de la Potlogi pentru a afla și mai multe despre Constantin Brâncoveanu, unul dintre marii voievozi români care, în urmă cu mai bine de 3 veacuri, avea să fie martirizat la Stambul împreună cu cei 4 fii ai săi. Au mers apoi la Mănăstirea Dealu, ctitoria voievodului Radu cel Mare și cea de-a doua, cea mai mare gropniță domnească din Țara Românească. Între cei 9 voievozi care se odihnesc acolo, alături de Radu cel Mare și Mihai Viteazul, se află și voievodul moldovean Moise Movilă. În călătoria lor prin istorie au beneficiat de îndrumarea istoricilor Silviu Miloiu și Cornel Morculescu, cei care s-au implicat de la bun început în acest proiect. Au aflat și despre voievodul Vlad Țepeș de la istoricul Vasile Lupașc și au vizionat trailerul filmului Istorii despre Vlad Voievod Drăculea, iar la final au primit cărți audio cu vocea regretatului Mircea Albulescu. Și pentru că la Târgoviște sunt mult mai mulți cei care vor unirea, au fost întâmpinați chiar de președintele Consiliului Județean Adrian Țuțuianu, la fel cum s-a întâmplat și cu celelalte grupuri. Am și 7-8 primari din Dâmbovița care au semnat sau vor semna acordul de împărțire cu localități din Moldova. Și vreau să-i duc pe toți primarii să ia fiecare în grijă cu o localitate.
iar la opunerea consiliilor județene, da? Propunea domnul Cosma, poate știți unul dintre dumneavoastră, de la Fracova, ca fiecare județ să luăm 1-2 ore și să facem câte ceva, pentru că, sigur, sunt frumoase vorbele, dar mai importante sunt faptul. Dialogul purtat cu oaspeții de peste Prut a fost un bun prilej pentru aceștia de a-și clarifica anumite îndoieli privind reunificarea Basarabiei cu România. Cine? Reunirea. Din ce bani? Păi v-am spus că ne dezvoltăm economic și este cum zic românii. Băi, dacă am 3 copii, ai să-l faci pe al patrulea, care și eu la masă. Da? 4 milioane de locuitori că sunt dincolo de Prut, nu înseamnă foarte mult. Vedeți că RDG-ul plătește și până astăzi taxe de unire, RDG-ului. RDG-ul, costurile vor fi mari, ne vor trebui ani de zile să ajungem la același, zeci de ani de zile, la același nivel. Dar important este să fie fiecare zi mai bine. Deci România are capacitatea să facă lucrul ăsta. Produsul intern brut al României, la momentul ăsta este de aproape 140 de miliarde de euro. Voi vă certați în Republica Moldova acum pe miliarde de dolari dispărut din bănci. Deci comparați 140 de miliarde de euro cu miliardul care e marea discuție și care generează probleme, nu? Au căzut veniturile, sunt necazuri majore, nu sunt investiții. Eu nu cred că România nu-și permite să ia 10-15 miliarde de euro să le noi, fiecare județ, dacă ne propunem, și toți suntem serioși, putem să facem în fiecare, la fiecare 2 ani, și am făcut 40 în 2 ani, 80 în 4 ani. E problema de determinare politică. Da? Și e foarte bine ce a făcut Ponta în 2013, a făcut legea finanțelor publice locale, și a creat posibilități mai mari de rezolvare unor lucruri concrete. De ce? Până atunci, numai la nivel de guvern se putea urmărea înțelegeri sau de ministere și venea guvernul și vedea ce putea urmărea. Acum putem face înțelegeri, inclusiv să investim în infrastructura din Republica Moldova și județele, și municipiile, și orașele, și comunele. Deci o chestiune să ne trezim toți, să fim responsabili, să începem să lucrăm împreună. Nu va curge lapte și miere, că nu curge nici pe aici. Dar va fi bine. Programul Cunoașteți Țara se desfășoară la nivel național prin intermediul platformei Unioniste Acțiunea 2012. În județul Dâmbovița a fost finanțat de Consiliul Județean. Proiectul Cunoașteți Țara s-a încheiat cel puțin în județul Dâmbovița, după ce am primit vizita 600 de basarabeni pe parcursul întregii luni august. Țin să mulțumesc în mod special domnului președinte Adrian Țuțuianu pentru sprijinul pe care ni l-a oferit, pentru că în Dâmbovița, proiectul Cunoașteți Țara a primit susținerea financiară din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Ieri, ultimii basarabeni au plecat din cetatea Târgoviștei pe Transfăgărășan, pentru că traseul întreg pleca din București, Târgoviște, Câmpul Lung, Curtea de Argeș, Transfăgărășan, Brașov și apoi spre casă. Toți cei care au vizitat Târgoviștea s-au arătat foarte bucuroși de ce au văzut aici. Unii mi-au spus ieri că nu știau că Târgoviștea are o așa istorie. Și au aflat foarte multe lucruri interesante despre Târgoviște și despre legăturile Târgoviștei cu Moldova, spre surprinderea unora dintre ei. Așa că proiectul a fost un real succes, se va încheia la nivel național la sfârșitul lunii octombrie. Iar ținta pe care și-a propus-o platforma unionistă Acțiunea 2012 este de a aduce în România 100.000 de frați de peste Prut. Încă se strâng donații pentru lansarea Unirea TV, pentru că în paralel cu acest proiect, Acțiunea 2012 lucrează și la lansarea primei televiziuni românești din Moldova. Și aș vrea să-i anunț pe cei de acasă, dacă vor să doneze și 10 lei ne ajută foarte mult, ar putea să ia legătura cu mine sau telefonic sau pe Facebook și să ajute la propagarea mesajelor românești și la
a arăta adevărata istorie celor de dincolo de Prut. Faptul că proiectul ăsta cunoaște starea, deschide un pic orizontul tuturor, pentru că e foarte bine. Și cred că trebuie continua. Da? Fiecare zi mai bine unul, mai bine altul, ne recuperăm, să spunem așa, memoria istorică. Cuvintele adresate oaspeților de conducerea județului probabil că au plăcut atât de mult, încât la final președintele Adrian Țuțuianu a ținut și sesiune de autografe. Frații de peste Prut au plecat acasă cu amintiri dragi și cu cărți scrise în limba română, donații din partea dâmbovițenilor. Această primă ediție, Cunoașteți țara, desfășurată la Târgoviște, a fost un real succes datorită implicării Consiliului Județean Dâmbovița, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, Arhiepiscopia Târgoviștei, Universitatea Valahia din Târgoviște și profesorilor Cornel Morculescu și Silviu Miloiu. Televiziunea Columna a fost partener media al proiectului în județul Dâmbovița. Păsărică cenușie, zboară în codrii României. Zboară în codrii României, spune-i frate, voi să vii. La 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 la. Restaurantul Rodiv, situat la ieșirea din orașul Găiești, spre autostrada București-Pitești, este locația potrivită pentru petrecerea timpului liber și pentru organizarea evenimentelor din viața dumneavoastră. Cu o capacitate totală de 800 de locuri, restaurantul Rodiv vă pune la dispoziție 4 saloane de nuntă, salonul de lux, salonul rustic, salonul cerdac și salonul arhaic, la care se adaugă piscina și terasa în aer liber. La toate acestea se adaugă stația Peco Rodiv. Alegeți restaurantul Rodiv pentru reușita evenimentelor din viața dumneavoastră. Office Container, producător românesc de containere de orice tip, modulare sau monobloc, simple sau cu toate dotările incluse, realizate din materiale de calitate și cu atenție riguroasă. Cu ajutorul echipei noastre de profesioniști, montăm containere oriunde pe teritoriul României și asigurăm serviciul necesar. Oferim garanție de până la 24 de luni pentru că avem încredere în rezistența produselor noastre. Dacă nu doriți să-l achiziționați, vă dăm posibilitatea să închiriați containerul dorit la un preț avantajos. Detalii puteți obține la telefon 0754 051 552. Office Container, producător din anul 2004. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, Stihl și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. Hai la Hanul Vlăsia! Cel mai modern și mai spațios complex turistic își așteaptă clienții pe DN7 București, Târgoviște, la intrarea în localitatea Tărtășești. La Hanul Vlăsia veți găsi condiții de cea mai înaltă calitate, atât la cazare, cât și în sălile spațioase în care se organizează evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau conferințe. Muzica live este întreținută permanent de artiști consacrați, iar meniul românesc diversificat, cu produse din carmangeria proprie, este una dintre cele mai mari tentații pentru clienții noștri. Și pentru că temperaturile de afară vă obligă să vă răcoriți, vă invităm la piscina noastră, unde vă așteaptă concursuri și distracție maximă. Nu mai stați pe gânduri! Hanul Vlăsia este locația ideală pentru o zi de relaxare de neuitat. Pentru informații ne găsiți la telefon 0755 092 296. Continuăm, dragi prieteni, discuția noastră la cafea cu invitatul nostru de astăzi din partea platformei Unioniste Acțiunea 2012, Alexandru Rotaru. Am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu prilejul ultimei vizite
a oaspeților de peste Prut în cadrul programului Cunoașteți Țara, ultima vizită la Târgoviște pe anul acesta, dar noi așteptăm să mai vină oricând, bineînțeles, cu brațele deschise chiar, și cred că ar trebui să apreciem și de această dată eforturile pe care le-au depus toți cei implicați în proiect. Ați văzut că i-am menționat și în materialul de mai devreme. Au fost primiți cu brațele deschise nu doar de către cei care reprezentau organizația Acțiunea 2012, dar și de către autorități, de către muzeografii care i-au așteptat peste tot, de către cei de la Arhiepiscopia Târgoviștei care au organizat de asemenea o bună primire la Mănăstirea Dealu și a mai fost vreun, da, și Biserica Mănăstirii Stelea, care de asemenea a fost unul dintre punctele de atracție pentru basarabenii, mai ales că acolo și-au găsit cumva rădăcinile comune în perioada în care domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, și cel din Țara Românească, Matei Basarab, mai aveau ei câteva divergențe, dar mici, pe care le-au rezolvat cu o biserică, ai văzut ce frumos, Biserica Pocii, care se află și astăzi într-o stare foarte bună, recent restaurată. Te invit, Alexandru, să vizităm biserica. Ai fost? Spre marea mașină încă nu am reușit să vizitez biserica, dar vă accept invitația și nu mi-aș permite să plec fără să văd. Și să nu uităm de Palatul Brâncovenesc de la Potloci, unde am fost primit de asemenea cu brațele deschise. Da, din păcate, materialul pe care ați văzut a cuprins doar o mică parte din ceea ce s-a întâmplat în proiectul Cunoaște Țara. Eu, din câte știu, direct de la basarabeni, au reușit să interacționeze și cu dâmbovițeni direct. Cam aceasta a fost ideea proiectului, să arătăm România așa cum este, cum spuneam și mai devreme, și oamenii să cunoască oameni. În Dâmbovița, oamenii au reușit să cunoască oameni și nu vorbesc doar de organizatori, vorbesc de simpli localnici care au interacționat cu ei pe perioada proiectului, la fel cum s-a întâmplat și în multe, multe alte județe. Chiar în unele județe am reușit să organizăm întâlniri în alea de epocă, în care un grup de oameni obișnuiți într-un sătuc uitat undeva acolo au întâlnit basarabenii cu pâine, cu sare, cum este în firea ospitalității românești, și au vorbit. Deci nu am făcut nimic altceva decât oamenii să vorbească, oamenii să se cunoască, oamenii să se îndrăgească, oamenii au schimbat contacte, oamenii vorbesc în continuare, noi monitorizăm în continuare acea înfrățire care s-a realizat. Spre marea noastră fericire au fost multe autorități din Republica Moldova în vizită în România și au stabilit o punte de legătură între autoritățile de aici și autoritățile de acolo. Pe lângă înfrățirile care erau, s-au mai realizat multe alte înfrățiri. S-au realizat înfrățiri la nivel de autoritate și s-au realizat înfrățiri la nivel de frate cu frate. Asta am vrut noi cel mai mult, ca frații să-și găsească frații. Și frații s-au găsit frații. Noi sperăm ca toată populația Republicii Moldova să-și găsească un punct de repere aici și împreună cu dumneavoastră și cu sprijinul celor care ne-au fost alături și care ne vor fi alături în continuare, o să reușim aceasta. A fost și pentru noi o primă experiență proiectul din acest an legat de înfrățirile despre care vorbeam. Trebuie să menționăm că județul Dâmbovița are două înfrățiri cu raioanele Ialoveni și Ștefan Vodă din Republica Moldova, iar proiectele pe care le desfășoară de o parte și de alta a Prutului sunt unele reale, palpabile și consistente. Și consistente, sigur, este foarte important faptul că autoritățile județului, în speță Consiliul Județean Dâmbovița, a înțeles că este important să investească în educație și să investească în educația copiilor de peste Prut. Acolo, o grădiniță în satul Ruseștii Noi se construiește cu bani și de la Consiliul Județean Dâmbovița, cum de asemenea o altă unitate de învățământ, un liceu, da, este reabilitat cu bani tot de aici. Sigur că, așa cum discutam și cu prilejul altor întâlniri în care s-a abordat subiectul, nevoi sunt și aici, la noi. Însă lucrurile acestea pentru noi nu înseamnă foarte mult, însă contează enorm pentru cei de acolo. Așa că așteptăm să vedem din ce în ce mai multe proiecte, mai multe înfrățiri. Există, iată, această posibilitate ca fiecare primărie să adopte cumva o primărie de peste Prut și să lucreze împreună la realizarea unor proiecte de acest gen. Pe lângă acestea, ce alte inițiative mai sunt pe lista acțiunii 2012, astfel de proiecte care ne aduc un pas mai aproape de dezideratul reunificării din anul 2018. Platforma Unionistă Acțiunea 2012 s-a convins de susținerea necondiționată pe care o are din partea tuturor românilor de aici
și ne-am permis să ne aventurăm în niște proiecte extraordinar de ambițioase. Astfel, peste o zi, mâine, pe 10, pe 10 septembrie vom lansa prima televiziune 100% românească și unionistă din Republica Moldova, o televiziune a tuturor românilor. Este prima televiziune din istorie care se lansează 100% din fonduri strânse din donații. Donații care au început de la 10 lei și care au ajuns la sume mult mai mari și care au venit la toți oamenii. Deci țin să vă felicit, țin să felicit toți românii de pe ambele mari ale putului ca o televiziune. Deci acea televiziune nu este a mea, nu este a dumneavoastră, este a întregii românii și dumneavoastră în continuare puteți să ne susțineți ca să difuzăm materialele atât de necesare în Republica Moldova despre adevărul istoric printr-o simplă donație accesând site-ul unirea.tv. Acolo găsiți mai multe detalii și prin această televiziune sau această casă de producție care o să o lansăm noi acolo la Chișinău și care are un fundal foarte frumos tricolor, aducem informația. Republica Moldova are nevoie de o informație vitală, are nevoie într-o manieră vitală de informație, pardon, și împreună cu dumneavoastră, românii de aici, noi le arătăm în continuare România așa cum este ea. România fără perdea, România care își iubește frații și care, România care întotdeauna a plecat urechea la suferința fratelui, indiferent de unde s-a aflat. Eu sunt mândru că sunt român și că românii de aici întotdeauna au fost alături de românii de pretutindeni. Indiferent de timpul sau de momentul acțiunii, România a fost alături. A fost alături cu sufletul, a fost alături material și în acest context noi vom aduce Basarabia acasă împreună cu dumneavoastră, stimați telespectatori, dumneavoastră care puteți să ne susțineți necondiționat prin resurse umane, resurse materiale, resurse energetică. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră a fiecăruia, fiindcă, cum spuneam și mai devreme, unirea face puterea și dumneavoastră sunteți partea României mari. Dumneavoastră sunteți România mare, eu sunt România mare, Constantin și Iulia sunt partea României mari și doar de noi ține dacă ne angajăm și dorim, ne asumăm o Românie normală. Prin reunirea Basarabiei, noi aducem mai aproape o Românie de normalitate. Nu o Românie formată prin demagogie și prin discursuri politice. Noi am ajuns la fapte concrete. Noi lansăm prima televiziune 100% românească care va difuza pe ambele maluri ale Prutului cu o punct de legătură informațională Chișinău-București, din care faceți parte și dumneavoastră donatorii și din care puteți să faceți și dumneavoastră parte apărând instant prin donații pe site-ul de donații pe unirea.tv, aducând Basarabia mai acasă. Prin aceste mici acțiuni aducem Basarabia mai acasă. O dovadă concretă a puterii unirii stă în acțiunea de la București, dacă îmi permiteți să spun câteva vorbe, adresată ca replică la declarațiile domnului ambasador al Statului Unit al Americii la Chișinău, domnul Petit, care este foarte, foarte mic, cum au spus suporterii de la Cluj-Napoca acum, pe un banner foarte frumos în care spune: Petit, ești prea mic ca să-ți permiți să înțelegi România mare. Foarte, foarte interesant. Acțiunea a avut un succes extraordinar. Cărțile donate de dumneavoastră și de bucureșteni în piața universității care au format o România din carte și împreună cu dumneavoastră construim România în continuare prin donațiile de carte au ajuns la momentul în care să impună sau să îi sugereze domnului ambasador să citească puțină istorie. I-am mânat câteva cărți de Iorga despre istoria Basarabiei, probabil a citit, și alaltă era venit cu o declarație foarte interesantă în care spunea că respectă decizia reîntregirii și respectă de idealul unioniștilor de a readuce Basarabia acasă. Noi sperăm foarte mult încă o dată ca domnul ambasador și ambasada Statului Unit al Americii să ne ajute să transportăm cele câteva sute de mii de cărți. Ei au resurse, noi mizăm foarte mult pe ajutorul lor. Știm că unirea face puterea, noi ne unim și cu ambasada SUA dacă e pentru a transporta cartea și așteptăm alături de acțiunile noastre. Da, avem și un material în legătură cu evenimentul de strângere de carte și rog pe colegul din emisie să-l pregătească și să-l urmărim imediat. Mulțumesc! Unioniștii din acțiunea 2012 au protestat în piața universității față de declarația ambasadorului SUA la Chișinău privind relațiile dintre cele două maluri ale Prutului. Acesta a afirmat, printre altele, că Republica Moldova nu este România. I think it's very important, and certainly it is our policy, and I think it's also the policy here,
that Moldova needs to remain a sovereign and independent country inside secure borders. Joining Romania, for example, as a means to get into the EU, or for whatever reason, is really, it's not a practical choice, and it's not a choice that's going to make things better here in Moldova. What will make things better here in Moldova is for the political class and for the people of Moldova to all cooperate in making this a better country for Moldovans. Moldova is not Romania. Moldova has its own unique history and its own unique challenges. Declarația ambasadorului american a scos sute de tineri în piața universității, care erau înconjurați de mii de volume de istorie și de un singur mesaj. James Petit, Come and Read. Suntem pur și simplu indignați de afirmațiile ambasadorului Petit, care pune o ștampila națiunii moldovenești inventată de Stalin. Noi nu putem fi de acord cu Stalin și cu cei care falsifică istoria neamului românesc, chiar dacă sunt aliați ai României în acest moment. Am primit-o chiar ca o lovitură personală în momentul în care a spus că suntem români, suntem state diferite, cu istorie, cultură și limbă diferită. Eu, în calitate de român basarabean, din România istorică, din Cimișlia, vreau să-i spun domnului Petit că eu cel puțin mă consider mai român decât mi-ar putea spune oricine altcineva și fac tot ce îmi stă în puteri pentru a demonstra acest lucru. Sunt mândru de identitatea mea română, sunt mândru de limba română pe care o vorbesc. Toate volumele de istorie strânse în urma acțiunii vor fi trimise ambasadorului. De asemenea, protestatarii au pregătit și o scrisoare deschisă adresată secretarului american de stat John Kerry. Și la sediul ambasadei de la Chișinău a avut loc o acțiune de protest, manifestanții cerând retragerea lui James Petit din funcția de reprezentant al diplomației americane la Chișinău. Da, am văzut cu toții, am revăzut ceea ce s-a întâmplat cu ocazia acțiunii inedite a acțiunii 2012, după acea declarație, care ulterior am văzut că a atras foarte multe consecințe. Și cumva parcă a fost totul spre binele nostru, până la urmă. Lucrurile merg spre bine și România merită un viitor bun. România își construiește un viitor bun împreună cu oamenii care se afirmă în ultima perioadă și ne bucurăm că clasa intelectuală, în primul rând, este aproape de cauza națională, cum este domnul lector de la Babeș-Bolyai, inclui și multe, multe alte personalități din România pe care nu mi-ar ajunge o zi să le dau nume. Acest material care a fost difuzat și pentru care vă mulțumesc că le-ați readus în discuție a demonstrat încă o dată că unirea face puterea. A fost un eveniment spontan. Cărțile au fost ținute, după cum am promis, până la schimbarea declarației a domnului ambasador. Cărțile încă și acum cred că sunt în piața universității, urmează să le ducem către Basarabia. Prima tranșă de 1000 de cărți deja pleacă către Basarabia. Urmează să plece cărți în toate județele țării. Cărți care au fost donate de români pentru români. Noi reușim să informăm oamenii și asta este cel mai important. Domnul ambasador, după cum am mai devreme, a citit. Și invităm toți politicienii de la Chișinău să citească. Accesul la informație este gratuit actualmente. Noi le facem donații de carte gratuită și invităm să se culturalizeze oarecum. Ce alte acțiuni mai aveți pe agenda în următoarea perioadă, toamna aceasta? Suntem pe baricade, după cum spunea și domnul Constantin mai devreme. Noi nu putem să ratăm ocazia de a readuce Basarabia acasă și astfel încercăm să fim mereu pe acțiuni. Astfel, în perioada 23-25, desfășurăm adunarea generală a unioniștilor sau forumul național și este pentru prima dată când țara se întâlnește acasă la ea, la Chișinău. Toate județele României sunt invitate pe data de începând cu data 23 în Chișinău, acasă, în România, în Chișinău, să stabilească programul mai departe a acțiunii 2012, să discutăm despre acțiunile viitoare și acea adunare generală se va desfășura în comun cu cel mai mare ONG din Republica Moldova, Tinerii Moldovei, care are scop țintă reîntregirea națională și nu exagerez, Platforma Unionistă actualmente este cel mai mare ONG la nivel de România și Tinerii Moldovei este cel mai mare ONG la nivel de Republica Moldova. Ori aceste două ONG-uri au scop comun reîntregirea, ceea ce demonstrează că subiectul național este discutat de către toți românii. Este un subiect al tuturor românilor, este un proiect fără de care țara nu poate continua și toate proiectele de țară începând de acum și începând
din 2012 chiar trebuie să includă Basarabia și noi am adus Basarabia pe masa de discuții. Basarabia este în vizorul tuturor. Atunci pe 23-25 vor fi desfășurate alegerile legale în cadrul acțiunii și în cadrul, cadrul platformei Unii Acțiuni 2012 și în cadrul, și în cadrul ONG-ului Tinerii Moldovei. Alegeri care vor spune mai departe cine va reprezenta platforma unionistă. Încă suntem liberi, suntem democrați și lăsăm loc pentru toți cei care doresc să fie alături de noi. Chiar îi rugăm să fie alături de noi. Un alt mare eveniment pe care îl pregătim și la care vă invităm direct pe fiecare dintre noastră. Puteți veni cu mașina personală, puteți veni cu trenul, puteți veni cu căruțile, cum s-a mers Alba la Marșul Unioniștilor din 22 octombrie. Marș care va demonstra că România e alături de Basarabia, că România pleacă ureche la suferința Basarabiei și că lacrima fiecărui român contează pentru noi românii de aici, contează pentru românii de acolo. Când este? Unde va fi acest marș? Marșul de pe 22 octombrie, sâmbătă, va începe la ora 14, la fel lângă Muzeul Statului, cred că, cum s-a desfășurat în fiecare an. Și suntem siguri că va fi marșul de cea mai mare amploare de până acum. Dacă în Chișinău, pe 27 martie, au ieșit 30.000 de oameni, 30.000 de români care au venit pe banii lor, pe sănătatea lor și pe timpul lor, București este obligat să ajungă la aceleași, aceeași cantitate. 70.000, 80.000. Noi nu vrem să dăm cifre încă, fiindcă este o zi de sâmbătă, este o zi din timpul dumneavoastră, dar știm sigur că dumneavoastră, prin simplă calitate de român, ceea ce este mai mult decât orice altceva din viața personală, veți avea obligația morală să fiți alături de noi, fiindcă purtăm o pată în istorie care trebuie colorată în tricolor. Noi trebuie să învălim Basarabia în tricolor. Basarabia se pregătește, mireasă deja. Basarabia spune și dă numeroase voci din Republica Moldova să alătură cauzei și cred că politica struțului a fost abandonată. Prin aceste acțiuni, prin acțiunile de această vară, prin acțiunile ce urmează cât de curând, politica soluției va fi abandonată definitiv și sunt doar două cauze. Ori ești cu noi, ori ești împotriva noastră. Ori numărul unioniștilor este în creștere totală actualmente, trenul Unirii a fost pornit din gară, trenul Unirii merge foarte repede și noi ținem pasul cu el și punem cărbunile pentru a accelera reîntregirea națională cu toată puterea noastră a unioniștilor de pe cele două maluri Prutului, cu toată puterea noastră de român. Românii de acolo au dat dovadă de rezistență pe perioada aproape de 200 de ani de depărtare de patria mamă, fapt fiind dovedit de limba română care se vorbește acolo și care este păstrată cu sfințenie, a fost găzduită cu sfințenie la icoane până în 91 și până în 2009 chiar, fapt dovedit de simplu eveniment că Republica Moldova a fost cea care a lansat inițiativa de a sărbători ziua limbii române. Și limba română este sărbătorită din Chișinău. Asta trebuie să spună foarte mult pentru fiecare român și să-l convingă că Basarabia este România, Basarabia sunt eu, Basarabia sunteți dumneavoastră și Basarabia ajunge acasă prin efortul tuturor. Pentru că urmează alegerile și de o parte și de alta în scurt timp, ce așteptări ar trebui să îndeplinească și clasa politică în acest context? Noi nu putem să negăm importanța clasei politice și suntem conștienți. Noi am ajuns să mergem doar pe raționament și pe logică continuă în tot ceea ce desfășurăm. Cum spuneam mai devreme, am renunțat la discursuri pompoase și ne axăm doar pe acțiuni, pe acțiuni concrete care se adresează oamenilor și care se adresează informării corecte a oamenilor. Clasa politică română a cam încercat să evite subiectul, dar subiectul este mult prea arzător ca să-l poți evita. Subiectul este pus în prim plan cu atâta ardoare încât nu ai cum să te faci că nu-l vezi, atât în Republica Moldova cât și în România. În Republica Moldova au ajuns să vorbească despre reîntregire și minoritățile naționale, ceea ce este foarte important pentru noi și România a reușit să demonstreze o abordare serioasă a lucrurilor, lansând Centrul Cultural Român în Găgăuzia, în Comrat, găgăuzii fiind deschiși către reîntregire, găgăuzii fiind cei care în perioada interpelică au dus-o foarte bine și care au fost alături de România și au iubit România și iubesc România în continuare. Clasa politică de la Chișinău este foarte împrăștiată actualmente. Din păcate nu au reușit să ajungă la un numitor comun încă, dar eu zic că tot ce face, se face spre bine. Deci nu avem cum să negăm faptul că lucrurile merg spre bine. Indiferent de rezultatul alegerilor de la Chișinău, el va fi în favoarea Unirii.
în favoarea reîntregirii, la fel ca și în București. În București oamenii sunt deschiși. Pentru prima dată după 91 în Parlamentul de la Chișinău s-a vorbit direct de reîntregire. S-a vorbit direct de reîntregire cu ocazia a 27 martie. Se vorbește direct de reîntregire și actualmente. A început să fie un subiect dureros pentru opoziție, pentru proruși. Iar eu cum zic, cum Chișinău a fost câștigat de români, de unioniști, și țara este unionistă. Deci țara este unionistă actualmente. Dacă în Cahul acum 4 ani era un primar comunist și rus, acum este un primar unionist, iar eu la ultima mea vizită în Cahul am dat doar peste oameni care vroiau unirea. Deci eu eram cu un tricou cu Basarabia în România, am zis că nu vin să tricou cu Basarabia în România, fiindcă eram sigur că gazdele de aici sunt echipate cu răspunzători și acest mesaj îl purtăm în suflet, în primul rând, nu contează dacă le evidențăm sau nu. La fel în Comrat, când am oprit să întrebăm drumul către România, am fost îndrumați de către un domn polițist pe drumul construit de frații români. Deci ni s-a spus direct, mergeți, urmați drumul construit de frații români și la sensul iratoriu faceți dreapta. În Găgăuzia. Găgăuzia care spuneau toți că este un bau-bau. Nu. Lucrurile merg spre foarte bine. Autoritățile publice din Republica Moldova sunt alături de noi. La Congresul Primarilor am avut 400 de primari care indirect au spus că sunt unioniști. În momentul în care au acceptat invitația platformei unioniste, ei au declarat că sunt unioniști. Au fost primari atât de la Partidul Socialiștilor, atât de la Partidul Rușilor, atât de la Partidul Statalistilor și altele. Ceea ce contează, ceea ce spune că oamenii sunt români. Nu contează politica în general a statului, atât timp cât oamenii își doresc, nu are cum nimeni să le limiteze drepturile de a-și alege calea. Noi știm că oamenii țin puterea și ne-am convins aceasta de fiecare dată când am avut ocazia, ne-am convins și această vară prin proiectul Cunoaște Țara. Toți ne-au spus că suntem nebuni. Da, și mie mi s-a spus, să știi. Da, eu zic că am fost cei mai reuși nebuni în România. A fost un proiect de peste 40.000 de oameni. E foarte mult. Cantitatea de 40.000 de români basarabeni care vin aici înseamnă o muncă extraordinară, dar o muncă care a fost depusă cu prisosință de către românii de aici și care a dat rezultate extraordinar de mari. A fost rezultate peste așteptările noastre. Vă spuneam mai devreme, am avut feedback pozitiv din partea rușilor basarabeni, rușilor, de fapt, din Basarabia și prin această cale ne-am convins că românii de pe ambele mari ale Prutului sunt românește. Fiecare por a românilor de aici răsuflă românește, fiecare por a fraților din Basarabia are început să răsufle românește. Noi ne bucurăm foarte mult de aceasta și suntem convinși că reușim. Reușim, muncim, putem. Ne-am convins că putem, în primul rând. Da, foarte frumos zis. Ai rămas fără cuvinte, nu? Cumva. Aș mai fi curioasă, nu mai avem foarte mult timp, dar să mai intrăm puțin și pe o zonă care ține cumva de latura financiară, pentru că știm cu toții că dincolo de Prut este o situație mai rea decât este de partea cealaltă, adică aici la noi, unde nici noi într-adevăr nu ducem roz, dar suntem totuși mai înainte. Ce putem face în zona aceasta și mai ales cum ar putea sectorul privat să se implice tot la fel în crearea unor punți, la fel cum vedem că și mediul academic și, iată, până și mediul politic încearcă, cetățenii de rând de asemenea. Ce să facă cei din zona privată, care vedem că sunt cumva, mă rog, nu neapărat dornici să vină și să mai taie granițele. Dovadă și faptul că trebuie să avem roaming dincolo de Prut și multe altele. Eu sunt drăznesc să vă combat oricum cu argumente clare și vehemente. Noi, cum am spus și mai devreme, nu ne mai bazăm pe discursul și pe ideal și pe... Da, este un ideal național, dar care trece pe stomac. O ideal care va fi resimțit de către toți românii. Noi am realizat studii de fezabilitatea reîntregirii chiar, care toate duc spre bine. Deci raportul de dezvoltare actualmente dintre cele 200 românești este de 1 la 4. Este un raport grav. Este un raport inclusiv din cauza indiferenței statului român din 91 până acum. Dar țin să vă spun că un gigant european, Selgrosul, merge la Chișinău. Digi24 informațional merge la Chișinău. Da, nu avem voie să menționăm firme, dar da. Mă rog. Mai mulți giganți europeni chiar și naționali și-au lansat dorința de a merge către Chișinău. Și acest lucru se realizează, autoritățile din Chișinău sunt deschise,
au primit aprobarea mai multe companii internaționale deja de deschiderea sediilor acolo, mai multe fabrici au zis că merg acolo fabrici de, nu știu, de la cherestea până la ciment. După reîntregire, nu trebuie să uităm că cele 3.650.000 de locuitori vor contribui la bugetul statului prin impozite, nu trebuie să uităm că cele 3.650.000 de locuitori vor contribui la puterea României în Parlamentul European și România a început să fie auzită în Parlamentul European, nu putem să negăm acest lucru. Iar prin reîntregire, clasa politică, zic eu, că va fi ajustată la necesitățile statului român și prin dorință, cred că România poate ajunge la ceea ce a fost cândva și prin dorința de muncă, în primul rând. În statul român s-a început o curățare puternică a clasei politice, în Basarabia se începe, se muncește pe această cale și dacă se dorește și se lucrează la marja maximă a randamentului omului politic, privat și individual, puterea economică a României va fi într-o creștere fenomenală. România are cea mai mare creștere economică actualmente în Uniunea Europeană. După reîntregire, prin aportul clasei muncitorești de acolo, acesta va fi și mai mare. Știm că Basarabia dispune de o forță de muncă extraordinară, știm că stomatologiile din România sunt pline cu basarabeni, știm că domeniul IT e plin de basarabeni, știm că domeniul construcției de mașini e plin de basarabeni și acest lucru spune multe. Deci, reîntregirea de rasă se realizează prin om cu om. Prin demersurile, prin ajustarea politicii din Republica Moldova vis-a-vis de permisivitatea intrării pe piața de acolo, autoritățile române ajută și sponsorizează chiar companiile care doresc să meargă. Din ce știu, au fost propuse chiar și legi în acest punct de vedere, prin care autoritățile de la Chișinău și de la București susțin domeniul de pe un mal sau altul aputului care vine aici. Au venit, dacă este să ne uităm la reîntregire, companii de producții de bere au ajuns de pe o mare altă putului. Merele moldovenești sunt pe piața română, hainele române sunt pe piața moldavă. Multe alte chestii care înfrățesc fără ca noi să ne dăm seama. Lucrurile merg spre bine, lucrurile merg mult chiar spre bine și de multe ori fără să le observăm, reîntregirea se realizează mult mai repede decât noi ne-am fi imaginat că se poate. Acest lucru este din simplu fapt că trenul reîntregirii a fost pornit din gară, el a stat foarte mulți ani staționat, din păcate. În momentul în care s-a pornit, nu are cum să oprească, nu are voie să oprească, nu poate să întoarcă înapoi. Este drum unidirecțional, acel drum este pavat cu asfalt foarte bun și pe care se merge și cu mașina și cu trenul și prin redeschiderea podului de pe Prut se va merge și mai repede. Se va realiza, este un proiect prin care se dorește reconstrucția podurilor din perioada interbelică. Acest lucru va readuce Basarabia și mai aproape. Prin gazoductul Iași-Ungheni se aduce Basarabia mai aproape, prin multe, multe alte proiecte de care încă nu s-a vorbit și din care nu ne permite timpul să vorbim, Basarabia devine mai aproape. Basarabia devine mai aproape prin oameni, prin proiecte, prin inițiativă și prin inițiativa omului de rând. Om de rând care merge în Basarabia și își cumpără de acolo ceva. Om de rând care merge în Basarabia și se împrăcește cu un român de acolo. Un om de rând care merge în Basarabia și se uită la un film, la teatru din Chișinău sau vizitează un spectacol din Chișinău. Fiindcă Chișinău este românesc, Chișinău este a nostru, Chișinău este a dumneavoastră și nu putem să negăm. Fiecare oraș acolo este a nostru, a românilor. Și ne bucurăm că, iată, prin intermediul nostru, prin intermediul site-ului www.columnatv.ro, aceste mesaje ajung și dincolo de Prut. Noi, din păcate, am ajuns în punctul în care trebuie să ne luăm rămas bun și să punem o virgulă discuției, pentru că, mai mult ca sigur, o vom continua în perioada imediat următoare. Vă mulțumim pentru prezența la Cafeaua de 10, una dintre cele mai interesante discuții, și abia așteptăm să mai povestim despre viitoarele acțiuni pe care platforma Unionist, acțiunea 2012, le va desfășura. Adresăm, Costin, pentru ultima dată îndemnul, pentru că noi știm foarte bine, o televiziune se întreține greu. Adresează mesajul referitor la donațiile care se pot face pentru Unirea TV, acest proiect pe care și noi îl susținem de aici, de la Târgoviște, cu ce putem. Și rămâne să vedem împreună realizat acest frumos și măreț vis. Cum am spus și zilele trecute, cei care vor să doneze și să susțină lansarea și emisia Unirea TV o pot face pe unirea.tv, pe site-ul unirea.tv, sau cei care sunt în zonă, cum s-a mai întâmplat și zilele trecute, pot să ia legătura cu mine și o rezolvăm foarte ușor. Eu țin să-i mulțumesc colegului meu din Acțiunea 2012 și sper să ne revedem cât de curând la încă o emisiune. Cu siguranță o să ne vedem la Chișinău în perioada imediat următoare. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur că ai fost alături de noi azi. O
A fost de partea mea, eu țin să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, țin să vă aștept dumneavoastră să vă alăturați Unirii care vă aparține, televiziunii care vă aparține și vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată să ne contactați pe noi pe acțiunea2012.ro, unde găsiți numele de contact. Țin să vă spun încă o dată că Basarabia vă așteaptă, Basarabia este dumneavoastră, Basarabia este a noastră. Mulțumesc! Noi vă dăm întâlnire, dragi prieteni, la o nouă ediție mâine, tot de la ora 10, cu noi invitați surpriză și veți vedea că vom continua cumva discuția de astăzi, pentru că avem dintre distinși oaspeți și de peste Prut, dar mai multe în ediția de mâine. Să aveți o zi minunată! Pe curând!